Denis Bădău, primar al orașului Puceasa și membru al Partidului Național Liberal, a contestat în instanță congresul extraordinar și pe cel ordinar organizat în luna iunie de partidul al cărui membru este. Edilul declară că a identificat o serie de nereguli care ar face ca cele două evenimente să fie neconforme cu statutul partidului. Am constatat o serie întreagă de neconformități, neregularități, eu știu cum că vreți să le spuneți, care nu sunt statutare, chestiuni care nu sunt statutare sau sunt nelegale. Mai mult decât atât, acesta semnalează că noul președinte al partidului nu s-ar regăsi nici organizație PNL. Eu, în acțiunea care am făcut-o împotriva cererii de înconvințare a modificărilor statutului Partidului Național Liberal, am venit cu o serie întreagă de motive și argumentarea acestora, din care reiese și faptul că domnul Iohannis nu ar fi membru de partid al unei organizații a Partidului Național Liberal. Pe de altă parte, primarul Denis Bădău sesizează faptul că nu au fost consultate organizațiile locale înainte de convocarea Congresului Extraordinar. Congresul Extraordinar a fost făcut fără informarea și consultarea prealabilă adunărilor generale de la nivelul fiecărei organizații a localităților. Eu, drept pe care l-au membrii de partid de a fi informați și consultați, oare această consultare nu s-a făcut, cred că știe toată lumea lucrul acesta, era normal ca în cazul unui congres extraordinar, vă pot, dacă vreți să vă și spun, articolul 40 al statutului PNL 2013, în situații deosebite, precum, aici le și bifează și face foarte bine, pentru că sunt situații unde, în situații deosebite, nu se știe ce înseamnă, în situații deosebite, precum alegeri anticipate, congres extraordinar, alianțe sau fuziuni, inițiative politice de interes național major, biroul politic local are obligația să informeze și să consulte adunarea generală a membrilor. Deci această procedură nu s-a făcut la nivelul cetățeanului membru de rând. Nici în convocarea Congresului Ordinar de a doua zi nu s-ar fi ținut cont de prevederile statutului. Congresul Ordinar înseamnă, cum e și denumirea lui, un eveniment care se realizează în mod obișnuit, normal, nu știu cum să zic, e bine, nu? Mă apropii de termen, da? Adică de reglementarea care e în statut. Și în statut spune așa, că un congres ordinar se organizează cu 6 luni înainte de momentul convocării lui. Asta înseamnă că în termen de 6 luni de zile, tot statutul prevede, se organizează în teritoriu adunări generale de alegeri, de la nivel de localitate, conferință județeană. În privința statutului, Denis Bădău a adăugat. Statutul a fost modificat și în conținut are foarte multe lacune, deci sunt de conformități în sensul că la un articol spune, de exemplu, regulamentul de aplicare al statutului se aprobă de către delegația permanentă a partidului. În altă parte spune că se aprobă de către biroul politic al partidului. Trebuie să stabilești de unde. Iarăși un articol la care, cel puțin în opinia mea, e nelegal, spune, ia chiar ultimul articol, 114, dacă nu mă înșel, spune că prezentul statut va fi completat cu regulamentul de aplicare al statutului. Păi dacă statutul poate fi completat cu un regulament care e aprobat de un for inferior Congresului, mi se pare o anormalitate, pentru că în regulamentul ăla poți să vii cu prevederi peste statut. Adică mi se pare inadmisibil.